Salutare tuturor, eu sunt Amede și în episodul numărul 3 de pe Metin 2 Hero Server Polyphemus începem în forță cu 33 de oni în inventar. Așa cum v-am spus în celălalt videoclip, am vândut vouchere în valoare de 30 de oni și am cumpărat și un costum aură pe care o să vreau să pun un colier lacrimă, cel puțin cu metine critică și poate și ceva sânge sau otrăvire pe 6-7 dacă am noroc să găsesc. Da, în afară de aceste două noutăți mai importante, nu am alte noutăți. Mă duc acum să cumpăr niște dinți de orc, deoarece am găsit la un caca bucata și o să vreau să fac biologul pe caracterele acestea și o să mă duc să îi cumpăr pentru că mă așteaptă băiatul la bo, unde și farmează. Revin. Ok, băiatul n-a pus toți dinții din prima, mă gândeam că poate o să vrea să-mi dea câte 10 pe rând. Și trebuie să-i dăm 31 de caca. Eu zic că i-am prins destul de bine, adică m-am uitat și pe sticlă și erau undeva la un caca 300, însă nu erau atât de mulți. Așadar, cu acești dinți pe care îi luăm acum, cred că o să avansăm puțin biologul. Nu știu dacă o să-l și terminăm. Și nu știu exact cât i-am dat. Deci am dat 10 la început, 20, 30 și mai trebuie să mai dau un caca. Bun. Cam asta a fost. Mulțumim tare mult. Am dat câteva ore anunțuri pe chat cu un FMS sau un rubin. Nu am găsit nimic și uitându-mă pe sticlă, din toate FMS-urile pe care le-am găsit, decât două mi-a făcut cu ochiul. Este un FMS cu 36 și 10 vampiri la 6 oni sau altul cu 39 și 4 vitalitate la 9 oni. Într-un fel mă gândeam că o să-mi fac niște caractere de cioburi și o să mă ajute acel bonus de vampiri. Dar, pe de altă parte, cred că varianta cu 39 este mai bună. 9 oni costă acest FMS. Nu știu dacă este scump sau nu, alte variante nu prea am și, din păcate, a rămas fără armă pe war. Deci o să trebuiască să cumpăr o armă și nu știu dacă o să mai dau anunțuri sau nu. Deci cred că o să-l iau acum. Pe acesta cu 39 mi se pare o medie destul de bună. Și 9 oni, dacă stau să mă gândesc, nu sunt chiar atât de mulți. Deci o să-l cumpărăm pe acesta. Și în sfârșit o să avem și armă. Această parte de videoclip o să se vadă puțin mai nasol, îmi pare rău, însă am clientul pe o rezoluție mai proastă. Bătând eu aici ușor în deșert, văd pe jos globul transformării. De obicei mă mai uit pe jos pentru că mai culeg ochii de păianjen care se vând foarte bine la 800 de ca bucata. Și am găsit un glob pe jos. Când mă uit pe el, pui de păianjen. Cred că am dat lovitura. În general, un glob ca asta face în jur de 15-20 kk, deci cred că o să-mi cumpăr 3 aure pe banii acestui glob. Dat fiind faptul că evenimentul ok aproape s-a sfârșit, mă gândeam să joc și eu seturile. Nu am făcut foarte mult, adică nu am bătut doar pentru seturi, însă sunt un plus și de ce nu? Pe acest caracter am 14 seturi, o să le joc și revin. Am pus aici și ceea ce am făcut pe războinic, deci 20 de bronz și 18 de argint. Am văzut că prețul momentan merge cam 11-12 kk pe bucată, deci să zicem că am făcut un 2-3 on din cufrele argintii. Ținând cont de faptul că nu am bătut special pentru acest event, cred că e destul de ok, adică nici măcar n-am avut mânușă site sau ceva și consider că sunt niște bani bineveniți, mai ales în situația asta în care mă aflu acum puțin de criză. În cadrul primului episod pe care l-am făcut cu seria de pe Polyphemus, am spus că am dropat 3 schimbă cu B, dar o să le ofer cuiva care îmi răspunde în comentarii cu vreau schimbă. În decurs de o săptămână nimeni n-a răspuns, așa că o să le vând. Am găsit să le vând cu 15 kk bucata, nu știu dacă e un preț mare sau mic. Și să vedem, acesta a fost primul schimbă pe care l-am dat lui eDream. Lasă așa pe ăsta. Ok. Deci primul schimbă cu noroc. Să vedem dacă ne mai dă diferență. Ar fi chiar culmea să nu ne mai dea 5 caca. Ah, ok, o să ne dea un alt talisman. Mamă, ce bonusuri bune! 4 apărare, 15 insecte, 20 pământ, 20 gheață, 3 blocare. Eu zic că ar trebui să-l lase, părerea mea. Ne datorează 20.
să vedem dacă o să vrea și ultimul schimbă. Da, se pare că băiatul momentan se mai gândește, în cazul în care o să mai fie, o să îl vând eu și pe ultimul și aia o să fie. Băieți, chiar îmi pare rău, v-am dat această oportunitate, eventual o să mai fac alte mini giveaway-uri în viitor. Uitându-mă printre brățările care sunt disponibile pe market cu 15 foc, am găsit această brățară și cred că o să o și achiziționez pentru că mi se pare un preț destul de ok 4 ani, ținând cont de faptul și care 20 vampir. Adică dacă aș vrea să mai folosesc în DT sau în altă parte, aș putea să economisesc poate 2 ani în acest fel. Ceea ce nu-mi place la ea este că nu are absorție și nu are drop. Dar cred că pentru 4 ani se merită. Și o să o și cumpăr. Urmând să mai caut decât armură cu 15 foc și am terminat tot setul. Dacă tot am găsit această brățară și dacă tot am primit o recomandare, am zis să mă apuc și de seturi cu săgeți, respectiv vampir, pentru joburi în DT. Colier 1.95, 2 KPV și alte bonusuri bune. Cisme plus 9, care oferă 20 săgeți, am găsit cu un KPV la 88 KK, următoarele cu PV sunt la 3 ani, dar nu cred că merită 2 ani doar 500 PV, deci o să le iau pe acestea. Abanoș am căutat cu 20 drop și vampiri sau săgeți pe lângă, însă nu am găsit, deci cred că o să fiu nevoit să mă mulțumesc cu 20 vampiri și 10 săgeți. 4 ani 30, i-am luat. Am găsit și o armură pe care cred că o să plătesc puțin cam mult. Un KPV 15 săgeți și 10 absorție, costă 5 ani, însă are un bonus esențial pe care nu îl am pe celelalte iteme și anume absorția. Deci chiar dacă este puțin cam mult, cred că o să își scoată banii, așadar o să cumpăr și această armură cu 5 ani. În cadrul talismanului am găsit două bucăți cu 20 întunecare. Unul la 3 ani, dar este un talisman de pământ și pe lângă 20 întunecare mare decât 3 blocare și un talisman la 3 ani 50 care de asemenea are 20 întunecare și 3 blocare. Cred că o să-l iau pe acesta deoarece este de întuneric și posibil să-i mai dau vreun plus. Deci pentru 50 KK cred că se merită mai mult acest talisman și o să-l cumpărăm. Bun băieți, cam așa arată setul până acum. M-am de cumpărat un scut cu imun și 20 vampiri și o cască cu 20 vampiri și setul este complet. Bine, cred că o să am nevoie și de o armă, dar la început 15 zile o să o am pe cea din cufărul ucenic. Și investiția este cam aceasta. Acum să vedem ce o să mai investim în restul de iteme. Cred că rubin nu o să găsesc prea curând, am tot căutat rubin cu atac, medie și apărare ca să-mi pun pe war. Și de moment ce nu am găsit un rubin, am zis să investesc în alte chestii ca să nu țin iangul blocat în inventar. Bun, vă mulțumesc frumos, eu am fost AMD și sper să ne reauzim cu bine data viitoare. Salut!